Bun găsit! Vă invit să vizionăm împreună tutorialul educațional Microsoft Teams versiunea Windows. Descărcare, logare, prezentare generală taburi și aplicații de bază Teams. Mai întâi deschidem browserul și vom căuta Microsoft Teams. Dăm click pe Descărcați aplicația pentru desktop. Dăm click Descărcați și apăsăm Descărcați Teams. În momentul acesta Teams se descarcă. Dăm click după ce l-am descărcat și avem iconița pe desktopul device-ului. Apăsăm Microsoft Teams pe iconiță. Microsoft Teams alături de Google Classroom sunt cele mai folosite și utile platforme pentru școala online. Apăsăm Sign In, scriem adresa de e-mail. Acum introducem parola și dăm din nou înainte. Și acum conectare doar la această aplicație. Microsoft Teams face parte din suita Office 365 pentru educație. Haideți să vedem acum împreună taburile de pe Microsoft Teams. Avem activitatea, aici vedem toate notificările, apoi avem următorul tab, este de chat, aici vedem cu cine am discutat, urmează Teams sau echipele, pentru școală se numesc clasele, următorul tab este Assignments, sau sarcini, ce sarcini am avut de realizat pe Microsoft Teams. Urmează apoi calendarul, urmează apoi telefoanele, putem să sunăm. Și avem documentele, files. Pe trei puncte, dacă dăm click, aici avem mai multe aplicații. Pentru a vedea câți elevi au participat la oră, este cel mai util Insights. Apoi avem EduClass Notebook, Approvals, EduStaff Notebook, OneNote, Shifts, Stream. Avem mai multe aplicații și putem să căutăm toate aplicațiile care Microsoft Teams. Acest tutorial educațional este realizat de profesorul Duma Cornel Lucian, expert resurse educaționale deschise tutoriale și religie, în cadrul proiectului Curriculum Relevant Educație Deschisă pentru Toți, CRED.